Astăzi este prima zi de Paște. Noi suntem aici acasă și am luat micul dejun. Iar acum, stai că te lovești. Iar acum urmează să vină tati cu ce? Dulce. Cu surpriză! Și așteptăm surpriza. Am ciocnit și eu deja. Doar că nu am filmat pentru că nu aveam baterie. Am lăsat camera la încărcat. Dar s-a mai încărcat puțin. Oricum o să mai las. După aceea urmează să plecăm. Așa e? Da. Da. Wow, ce surpriză frumoasă! Wow, ce iepuraș Dulce a venit la tine, așa e? Numără, câte sunt? Să vedem. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, wow. Da, bravo. Deci asta înseamnă că avem 1 pentru Edi, 1 pentru mami, da, în cheșan, 1 pentru tati. Și acum, 1 pentru Edi, ia uite. 1 pentru mami și 1 pentru tati. Very good, danke. Să ne îndulcim acum. Hai să ne îndulcim. Care vrei să-l mănânci? Aia. Aia cu bomboane. Aia cu bomboane? Eu vreau unul din ăsta cu cremă. Cu cremă? Ia să încerc și eu cu cremă. Nu mai mâncat din ăsta cu cremă. Nu intru. Ia să dăm bomboanele. Cum arată bomboanele, Edi? Le-ai găsit? Ha, bomboane Smarties. Al meu s-a spart sau? Așa e? Așa e, nu. Prima dată cum mănânc ouă din asta. Nu să dăm tati cum e. Deci așa este interiorul. Mami. Ei, arată ce pălărie ai. Vai, ce frumos ești. Pălărie. Pălărie, ce bine îți stă. Vezi cările de ochelari. Alo, bună dimineața. Hristos a înviat. Vai, de două m-am împus. Văd, uite și eu am. Uite și eu mare. Uite, la ne vedem. Și tu, ai, ne vedem unul pe altul. Da, bine. Vrei să dai în fai? Haide, ce cum am? E cuz. În ochian. Uite ce frisură. Să uite ce frumos ești. Haideți. Hristos a înviat. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat, mamă. Haideți. Uite așa, așa și oma. Și oma îi face tot așa. Bine, eu știu că într-un an am plătit de două ori, odată eu și odată tu. Da, când s-a înscris atunci a fost. Dar acum eu n-am plătit că n-am avut. Știu că și iar a venit așa. Ce? Alta amendă? Nu, asta e pozitiv pe mașină. Bărbații noștri nu mă amenzi plătesc. Da, sunt soare. O să plătesc asta atunci când e? Cum spui? Adevărat am viat. Ani, impozitul da. Plătim. Și, da, da. Cris și cu mami. Adevărat am viat. O, ce mi l-ai spart. Și pe meu. Hristos am viat. Adevărat am viat. O, bravo! Și ăsta e alu tati. Uite ce e, făcut buba. L-ai bușit. Și ăsta e alu tati, dă și cu tati. Noi am mai ciocnit ceas dimineață, dar mai ciocnim o dată. Ui, dar ce le distruge. Hristos a înviat. Acum, fac și o caietin. Și opa, Hristos a înviat. Nu mai e loc nici eu. Cine mai are? Noi doi, haide. Adevărat a înviat. Cine a câștigat? Edi, bravo, super, cel mai puternic. Cel mai tare. Bravo. Numai tu.
Și tu nu! Ne pregătim să plecăm, mergem la Friedrichshafen și este al doilea oraș ca mărime de la Bodensee, de acolo pleacă și Zeppelinul și sunt foarte mulți români acolo în zonă și acolo să mergem astăzi să vizităm. Și am ajuns la lac. Bine, aici e și apă și de aia bat un pic vântul. Ai venit fără nimic, Odia. Da? Ce frumos. Dar să știi că e langsam, nichts passiert. Rutschen, komm auf die andere Seite. Acum am ridicat ochii, am văzut și eu țepelinul. Mă mir că l-am văzut. Ce aproape zboară, vezi? Cred că acum a plecat sau acum vine. Dar nu, acum a plecat. Ce zgomot e înăuntru acolo? Nu cred. Eu, mamă! Tu, mamă, tu! De ce nu am zis că te ridic? Da, știu că... Nu m-am zis cu tot, tu! Hai pe bacă! O, e! Hai de capul meu! S-a pus și lângă oamenii aceia.
Ce fain! S-au pus băieții. Opa, la. Așa e? Monumentul, sunt tot pe zers. Abstractă. Și fac selfie. E un artist, ăsta plastic, bolnav. Contemporan, se spune. Hai să arătăm și opera de artă. Acolo e orașul Lindau și după aia se intră în Austria. Așa se joacă băieții. Vezi? Se plinde. Unde vrei, Edi? Sus acolo? Uite, chiar asta filmez acum. Hai să mergem. Dacă vrei acolo. Mai, tu poți să urci până acolo? E, păi da. Ce mă las, e bătută. Urc mai încet, dar urc eu, ajung și eu într-un final. Când voi coborâți, ajung și eu sus. Ce frumos! Uite, pleacă vaporul, Edi! Vezi ce mare e? Ce mare e! Haideți sus! Hello! Hello! Ich komme auch! Și am ajuns sus, eu mai târziu, da? Bine, stai să ne selfie.
E ti? Vii? La poză! Nu vreau să fie. Hai să facem un selfie. Eu vreau să vă arăt de sus cum se vede. Deci este superb. A meritat să urc atâtea scări. Foarte frumos este. Ia să vă mă pot uita. Ia uite ce frumos e. Dar merge repede mama, nu? Tare, ce extravaganță, da? Da, da. Alo! Cum ai, Zesan? Da, mi-am 4 cupe, mi-am luat mango, smeură, citrone, lămâie și ce mi-am mai luat? Și rodie. Aia cu rodie, sunt curioasă să văd cum e. Wow, ce ți-ai luat? De care? Pistație în țint și ăsta... Granata? Salții buttermilk erbere. Asta e 100% pistație. Da? Da. Dai și mie? Da și gustă. Bună, bună! Scură și eu ca să du dublul la preț față de bilă normală. Bun. Ce te învață tati prostii? Ia, Edi, întoarce-te să te văd. Wow, ce superb ești! Ai văzut? Am întors capul după ea. A, pălăria noi, nu ești? Păi, la mașină. Edi! Da? A, la da, ia da jos. Asta e ștofantul. Sunt unii care vând mai început undeva și îi spate în spate. La magazinul acela cu suc de mere, să ia ciprisuc, pâine și cârnăciori și am rămas cu ei din mașină. Fata doarme la loc și ei s-au dus înăuntru.
Vrei să mergem și noi înăuntru? Nu. Nu stăm aici, da? Hallo, Schatz. Wie geht's? Wie geht's? Alle Aste. Da, da, așa l-a curățat. Iare apă, da. Ce chestie, știi câte merele acum ai vii aici? 5 kg, 11 euro. Dar că nu e, nu e sezonul, le au de anul trecut. Și, da. Știi? Sunt mai scumpe decât mere, ce cumperi din magazinul alea în stoc. Dacă vin octombrie, când sunt făcute deja, da, sunt ieftine. Sunt ieftine, da. Bine, că anul trecut nici nu s-au făcut. S-a făcut un sfert din toate cantitatea. Da, da, ca fărgerul ăla. Dar totuși, 11 euro destul de mult. E mult. Chiar dacă m-a răzgândit. Nu avem acasă oricum. Da, da, nu. Din magazin, adică când e ieftin, luăm, dar altfel n-are rost. Cine vrea? Eu cu pâine acasă, nu mai am. Pâine, n-are pâine. Pâine, n-avea așa aici. Eu așa simplu, nu pot. Nici o. Nici o pâine, așa. Poate să gust un pic, să văd cum e. Băieții au venit de la pizzerie sau cum se numește, care mai multe. Pizzerie turcească. Da, pizzerie turcească. Cipri și-au luat zele, aceea de acolo. Pizza Regina. Donor. Pentru Eddie Donner Box și eu mi-am luat niște paste la cuptor cu usturoi, sos de roșii și prânză. Eu voi face încheierea la vlog aici pentru că nu mai am baterie la cameră și cred că în curând urmează să se închidă. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem în următorul filmuleț. Paște fericit! Pa, pa!